Dragi elevi, formarea și evoluția reliefului României este rezultatul proceselor tectonice din interiorul scoarței terestre și a acțiunii agenților extern și intern. Sub relieful actual al țării noastre se întâlnesc patru plăci tectonice. Placa este europeană, ce se deplasează foarte lent de la nord-est către vest-sud-vest, asemănător acesteia se deplasează foarte lent placa maiezică de la sud către nord. În interiorul arcului carpatic înaintează placa intraalpină pe direcția est-sud-est. Către toate aceste plăci tectonice înaintează, ceva mai rapid, placa Mării Negre. Să revedem acum acest proces denumit de geologi și geografi orogeneza alpină într-o dinamică mult mai activă. Toate aceste plăci tectonice se întâlnesc în zona munților de Corbură sau munții Vrancei. Să urmărim într-o prezentare dinamică dispunerea sub forma unor trepte concentrice aproape simetrice a unităților de relief ale României. Dinamica plăcilor tectonice în timpul orogenezei alpine a condus la formarea, printr-o scufundare lentă în centrul țării, a depresiunii colineare a Transilvaniei, în jurul căreia s-au înălțat ca zidurile unei cetăți Carpații Orientali în est, Carpații Meridionali în sud și Carpații Occidentali în vest. Această dispunere și rolul pe care acest lanț montan l-a avut în evoluția și aspectul actual al reliefului României l-a determinat pe marele geograf Simeon Nehedin să-i denumească Corona Montium. În continuare, la exteriorul munților Carpați, prin cutări și înălțări, s-au format dealurile subcarpatice și dealurile de vest, iar continuarea acestora, podișurile, podișul Mehedinți, podișul Getic și cel al Moldovei. Pe margine s-au format unitățile de câmpie, iar cel mai recent, delta Dunării. Anterior tuturor acestor unități de relief se individualizase podișul Dobrogei.